NASA estimează că peste 30 de milioane de oameni vor fi martori eclipsei de pe continentul de nord american. Fenomenul începe deasupra Pacificului de Sud și străbate Mexic, Statele Unite și Canada. Everybody in the contiguous United States will get to see at least a partial eclipse where the moon partially blocks out the sun. There's a path of totality though that starts in Texas and it goes up north and comes out through Maine. O femeie din statul american Texas a călătorit pe toate continentele și oceanele pământului pentru a urmări numai puțin de 20 de eclipse totale de soare. Nu a ratat niciuna din 1998 încoace. It's just such a feeling in my soul that I'm so grateful to be there and so happy to see it, and enough that I'm sort of addicted to them. I'm addicted to that feeling of that being that for those few seconds or minutes being one with the universe and be. Este de așteptat ca circa 1 milion de turiști să urmărească eclipsa din zona cascadei Niagara, în condițiile în care această regiune are o populație de doar 500.000 de locuitori. Proprietarii de hoteluri, baruri și restaurante s-au pregătit intens. We're expecting to have a full house for the first time in a long time, right? We're coming up for the winter season. So it's an exciting time. We are preparing for up to 1 million people visiting our city at the same time, which would be a record crowd. NASA va face mai multe experimente în timpul eclipsei. Agenția va lansa 3 rachete pentru a studia modul în care este afectată atmosfera superioară a Pământului atunci când lumina soarelui se diminuează temporar deasupra unei anumite zone a planetei. În Statele Unite ale Americii, următoarea eclipsă totală de soare va avea loc în 2044.